Salut, meu nome é Sabine da Tutorial InfoPCHQ. Astăzi am să vă prezint, puteți filma cu HyperCam 2 grafica Full HD. Pentru început vom instala codecul DivX. Eu am să vă las linkul în descriere. V-am apăsat pe butonul Yes în cazul în care aveți activat protocolul de user. Aici vom selecta limba, însă vom lăsa pe engleză pentru că nu conține și limba română. Vom apăsa pe butonul OK. Aici pe butonul Next. Next. Aici vom lăsa pentru a obține timp de 6 zile o grafică 2K sau dacă dorim să avem pentru un timp foarte lung o grafică Full HD. Voi lăsa să fie pe 2K. Acceptăm termenii și licența. Vom apăsa pe butonul Next. Aici că dorim să instalăm și un player care e tot Full HD, îl voi lăsa bifat. Aici vom selecta unde dorim să se instaleze, vom apăsa pe butonul Next. Se va instala foarte repede, pentru că nu ocupă foarte mult spațiu. O să intru un pic și în registru, sau că acolo se ocupă și acolo câteva setări pentru o grafică Full HD, după cum vedeți scrie și de windows/regedit.exe. Friți, deja ne-au apărut DivX, MioViz și Player. Această comandă de dezinstalare durează un pic mai mult. După cum vedeți, apare și aici. Bun, m-am apăsat pe butonul Next și Close. La HyperCam. Ne vom merge la AVI file și să selectăm DivX 5.2.1 codec și gata, de acum încolo putem filma în continuare cu o grafică 2K sau Full HD, este în funcție de cum ați selectat. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit, eu am fost Sabin de la tutoriale InfoPC, dar însă înainte de a termina acest tutorial vreau să vă reamintesc dacă doriți să apăsați acel buton de like și să vă abonați. Vă mulțumesc!